Nu mai e cum era el în... Asta nu e bine. Să ne iei cu Doamne ajută! Bine ați venit la noi! Cum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și pe toate le împlinești, Fistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiești într noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu, părinților noștri, care faci pururea cu noi după blândețile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci precum rugăciunile lor în pace călăuzește viața noastră. Sfinților fără de argint și făcătorilor de minuni, cercetați neputințile noastre, în dar ați primit, în dar dați-ne tămăduire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu Fecioară, îndreptează lucrurile mâinilor noastre și cere iertare de păcatele noastre, când glăsuim noi cântarea cea înîngerească. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte tuturor. Și Duhului Tău cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul. Înțelepciune.
din faptele apostolilor citire. În zilele acelea, prin mâinile apostolilor se făceau semne și minuni multe în popor. Și erau toți într-un cuget în pridvorul lui Solomon. Și nimeni dintre ceilalți nu cuteza să se alipească de ei. Dar poporul îi lăuda. Și din ce în ce mai mult se adăugau cei ce credeau în Domnul. Mulțime de bărbați și de femei încă socoteau pe cei bolnavi în ulițe și îi puneau pe paturi și pe târgi, ca venind Petru măcar umbra lui să umbrească pe vreunul dintre ei. Și se aduna și mulțimea din cetățile din prejurul Ierusalimului, aducând bolnavi și bântuiți de duhuri necurate, și toți se vindecau. Și Duhului vostru, aleluia, aleluia, aleluia. Cu înțelepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Să luăm aminte. În vremea aceea s-a suit Iisus la Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor ascultătoare, care se numea pe evreiește Bitezda și care avea 5 pridvoare. În acestea zăcea multă mulțime de bolnavi, orbi și chiopuscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cine intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, orice boală era cuprinsă. Și era acolo un om care era bolnav de 38 de ani. Și Iisus, văzându-l pe acesta, zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, i-a zis: voie este de fapt sănătos? Iar bolnav i-a zis: Doamne, nu am om care să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa și până când intru eu, altul se coboară înaintea mea. Iar Iisus i-a zis: scoală-te, ia patul tău și umblă. Și îndată omul s-a făcut sănătos și a luat patul său și umbla prin cetate. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul nostru arhiepiscop Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintei Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se sfințească pacea asta cu puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se trimită din belșugul dumnezeiescului har peste lucrările ce se săvârșesc aici, Domnului să ne rugăm. Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să ne fie împreună lucrător și sprijinitor în toate faptele bune pe care le săvârșim după dumnezeiasca sa insuflare, Domnului să ne rugăm. Pentru așezământul acesta, acest cabinet medical, și pentru întemeitorii și binefăcătorii săi,
pentru ca toți ce se sprijină și prin fapte și prin cuvânt desfășurarea acestor lucrări. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru conducerea și ostenitorii acestui așezământ și pentru toți cei ce sunt îngrijiți aici cu Duhul iubirii de seme, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim noi izbăviți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Lebra sfânta, curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Cu noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Dumnezeule, Dumnezeul nostru, Cel ce în vremea lui Moise ai preschimbat apa cea amară în apă dulce, pentru al tău popor și apele cele bătămătoare în vremea lui Elisei le-ai vindecat. Cel ce ai sfințit apele Iordanului cu arătarea ta cea de fără de prihană, însuși acum, Doamne, sfințește și apa aceasta. Și acum sfințește, Doamne, apa aceasta. Și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta și fă-o să fie tuturor celor ce vor o vor gusta și vor fi stropiți cu ea izvor de binecuvântare, tămăduire de bol și de pate, în sfințirea caselor și izbăvire de orice lucrare potrivnică văzută și nevăzută. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Capetele noastre Domnului să le plecăm. Că Tu ești sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm împreună și El fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecinilor. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, caută acum cu milostivirea spre rugăciunea noastră a smeriților și nevrednicilor Tăi slujitori și trimite harul Preasfântului Tău Duh peste unde lemnul acesta și îl sfințește ca să fie spre sfințirea locului acestuia și spre alungarea tuturor puterilor celor potrivnice și a bântuielilor diavolești. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Dumnezeul nostru, și Ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini,
asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Este Doamne, poporul tău, și binecuvintează moștenirea ta. Binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic ne dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, doctorul și păstorul care vindeși durerile trupești și sufletești ale oamenilor, Cel ce ai venit în lume să cauți și să izbăvești oaia cea pierdută, care pe cei osteniți și împovărați îi chem la tine și îi odihnești, Cel ce binevestești săracilor, Tu, Samarineanul cel bun, care ai turnat pe rănile oamenilor unde lemn și vin și ai vindecat toată boala și toată neputința în popor, Cel ce ai adus la casă de oaspeți pe cel căzut între tâlhari și ai poruncit stăpânului casei să-l îngrijească însuți, Doamne, binecuvintează cu Sfântul Tău Duh acest așezământ, acest lăcaș al milostivirii și iubirii de semeni. Pacea și harul tău dăruiește-le celor ce se ostenesc, celor ce sunt slujiți aici, dar și tuturor celor rânduiți spre tămăduirea poporului tău. Dă-le lor într-o inimă curată și credință adevărată, într-o desăvârșită dragoste și râvnă fierbinte, să-și săvârșească lucrările văzând totdeauna în om chipul tău, primind în numele tău, pe cei ce pătimesc și îngrijindu-i cu bunăvoință și pricepere, dăruiește și tuturor răbdare, sănătate, putere și bucurie duhovnicească, încât fiind mișcați de Duhul Sfânt și învățați de Dumnezeu spre tot binele să-ți aducă totdeauna ale tale, dintr-o ale tale, spre slava și cinstea preaslăvitului tău nume și al preasfântului părintelui tău cel fără de început, acum și pururea și în vecii vecilor. Este Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău. Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Mai vedem că vine din ce face.
și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cucernice Părinte, binecuvintează. Hristos adevărat Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu rugăciunile Sfinților Apostoli, pentru rugăciunile Maicii sale, a cărui sfântă adormire o prăzuim astăzi, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Stăpână, stăpână, primește rugăciunile nevrednicilor, robilor tăi, și ne izbăvește pe noi dintr-o toată nevoia și necazul. Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu. Păzește-ne pe noi sub sfânt acoperământul tău. Dar aici, Mircea, unde ești, mă? Unde e fotograful? Unde sunteți, mă, fotografilor, când evenimentul principal? Da? Haide, mă, citim. Mai stați, mai stați. Mamă, nu tai deloc. Hai, fost la tăie. Dar și eu am tăiat, dar vreau să dau mai multe bucăți, dau amintire. Bravo! Hai să la mai multe. Bravo! Hai să dăm copilașii. După aia o să avem copilașii de la școala Ungureni. Sunt invitați să-și prezinte micuțul lor programul. Tu ești a mea mijlocitoare, la milostivul Dumnezeu. De n-ar avea la cerul lumea rudenia de pe pământ, atunci ar fi pustie viața, asemenea de nu erai tu prima.
avea cu lui înțelenit. Ar fi rămas de-a pururi iarnă și soarele l-ar fi zâmbit. De l-ai fi revărsat uzorii peste ne părăsește fiul tău. Trimite semn de pocăință, norodului nedumerit, și adu iarăși la credință pe sufletul cel rătăcit. Și adu iarăși la bravo! 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 Să vă mulțumim.
Bravo, tinere, felicitări! Da, mulțumim, domnul Bădei, îl cheamă pe tânărul artist de la Biberești. Bravo! Și bravo și lui domnișoara Zaharia, da, e fetița lui Mirel Zaharia, lui colegul nostru, da. Dragi invitați, țin să vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de noi la acest program, la această mare sărbătoare, la această inaugurare și sfințire a cabinetelor medicale. Țin să vă anunț că această lucrare s-a derulat pe parcursul la aproximativ 3-4 ani. Deci e o lucrare foarte împunătoare, foarte mare, dar pentru noi, cu un buget mai micuț, au durat ceva ani până am făcut posibil să încheiem aceste lucrări, să le recepționăm. Este vorba de un cabinet medicină generală, un cabinet stomatologic și un cabinet de pediatrie. După ziua sfântă de azi, adormirea Maicii Domnului, o să începem licitația pentru să vină medici pentru celelalte două cabinete. Pentru cabinetul medicină generală avem medic și să facem o activitate în Comuna Ungureni, așa ca la carte. Țin să mulțumesc invitațiilor mei, lui domnul deputat care ne reprezintă aici, domnul Floru Ionel, lui domnul Chestor Vrabii, care e nelipsitul prieten al nostru, al comunității Ungureni, lui nelipsitul Doru Ghicu, care la fel este alături de noi, lui domnul colonel Munteanu, lui doamna avocat Petrovici, toți ceilalți, poate am uitat un nume dintre dumneavoastră, vă rog să mă iertați, colegilor mei de la primărie, domnul Nașu, exact, vă rog că m-am uitat la dumitare, Eugen Goreanu, care fără el nu pot să fac haideți să-l aplaudăm pe domnul primar Vasile Viberi. Mulțumesc, Eugen, da. Vreau să vă spun că se continuă cu lucrarea de infrastructura asta a dispensarului medical. A costat în jur de, în lei vechi, vă spun ca să vă faceți o orientare, în jur de 6 miliarde. Deci nu e o sumă atât de mare, să reabilitezi, să aduci la forma care o să, vă rog, după ce terminăm acum chem spectacolul nostru, să faceți un pelerinaj, să vă plimbați prin interior, să vedeți ce mobilier avem, cam ce condiții și să vă faceți o părere. Și felicitările mai târziu. Da. Vreau să încheiem activitatea din prima parte a zilei de astăzi, că ea continuă după amiază cu concertul care îl avem în parc după ora 17 și cu bălciu, practic, iar mă rog, cu cum îi zice noi în termeni populari. Vreau să închei cu doi sărbătoriți care avem prezență în mijlocul nostru, care împlinesc, au împlinit în acest an frumoasa vârstă de 50 de ani de la căsătorie, deci nunta de aur. Și aici este vorba de domnul Bibere Emil și cu Bibere Viorica din Biberești. Vă rog să intrați pe primele scaune aici sau să veniți în picioare. Veniți în față, vă rog. Și de la Viferoi pe domnul Lovin cu doamna Lovin Basile și doamna Lovin... Lovin, așa. Haideți să-i aplaudăm pe seniorii noștri. Pe seniorii noștri, da. Vreau să vă fac un cadou, în afară de financiarul care vă așteptați pensionarilor, bebelușilor, să vă plătiți impozitele și taxele, vă facem un cadou muzical, să folosim prilejul că l-am pe Eugen aici lângă noi. Cadou muzical, o să-l fie surpriza, așa. Iar în... După ce își prezintă dumnealui repertorul, să rămâneți să vă felicităm și să vă dăm un cadou. Da, am preluat legătura, domnul primar. Mulțumesc. Onorați invitați, dragii mei, domnilor, doamnelor. Vreau să vă spun că nu pot, o supere domn primar că-l laud din nou, dar de fiecare dată când vin aici la Ungureni, mereu văd câte un obiectiv nou care este pus la dispoziția cetățenilor și ăsta e un lucru minunat. Călătoresc în tot județul Bacău, dar ce lucruri extraordinare am văzut aici la Ungureni, să știți că pur și simplu m-au impresionat. Nu departe aici sala de sport care este extraordinară, lucruri foarte frumoase.
Vreau să vă spun că vom avea un spectacol foarte frumos după amiază aici, să nu ratați. Avem artiști deosebiți, avem trupa Nemuritorii, avem trupa Provincialei, o să cânt și eu, o să cânte și Lili, o să fie Florin Popa, Laura Haidău și omul nostru care dă o pată de culoare, Victor Ila. Dragii mei, o să vă cânt pentru, în primul rând pentru seniorii noștri care sunt sărbătoriți la 50 de ani de căsătorie, melodia Când trandafirii înfloresc. Deci nu e o problemă de vârstă, tot timpul înflorim, tot timpul întinerim și tot timpul ne bucurăm de viață. Muzica. Hai și muzica mai sus, că e sărbătoare la Ungureni. Lai rai rai ra 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 ra. Când trandafirii îmi floresc, eu sunt cel care mă grăbesc să scutur roua cea de zod, să-ți fac buchetul tău de flori și pe alee mă pornesc. Iubita mea să te găsesc, să-ți dau parfumul florilor și inima plină de amor. Trandafiri iubito drag îți dăruiesc și cu dulci cuvinte spun că te iubesc. Trandafiri care ne leagă în taina lor, o frumoasă dragoste plină de amor. Rai, 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 ra. Ra, 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 rai, ra, ra. Rai, 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 ra. Ra, 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 rai, ra, ra. Eu florile le-am adunat, că-și te iubesc cu adevărat. Eu te iubesc atât de mult, bine flor n-am mai văzut. Când trandafirii înfloresc, eu sunt cel care mă grăbesc să-ți scutur roua cea de zor, să-ți fac parfumul tău de flor. Trandafirii iubito drag îți dăruiesc și cu dulci cuvinte spun că te iubesc. Trandafirii care ne leagă în taina lor, o frumoasă dragoste plină de amor. Rai, ra, 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 ra. Ra, 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 ra. Rai, ra, 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 ra. Ra, 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 ra. Trandafiri iubito drag stăruiesc și cu dulci cuvinte spun că te iubesc. Trandafiri care ne leagă în taina lor, o frumoasă dragoste plină de amor. Rai, 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 rai. Ra 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 ra. Hei! V-a plăcut melodia? Dragii mei, vă doresc multă sănătate și ne vedem peste încă 50 de ani. Toate cele bune. Mulțumesc, domnule primar, pentru oportunitatea de a cânta o melodie la 50 de ani de căsătorie. Dragii mei, vă aștept la spectacol. Am un program extraordinar, am și noutăți muzicale, așadar să veniți la spectacol după amiază. Mulțumesc, domnule. Felicitări domnului primar, felicitări Consiliului Local, felicitări Consiliul Județean care sprijină întotdeauna Comuna Ungureni.
Mulțumim, Eugen, mulțumim încă o dată la toți cei prezenți astăzi la frumosul moment care l-am zice noi că l-am realizat. Acum urmează să felicităm pe cei cu 50 de ani de căsătorie. Ovidiu, mă ajut? Imediat. Da. Șampania pentru Barosanu, florile pentru soția dumneavoastră. Hai să vă pun. Mai avem un copil, e gata. Avem un plic, acolo e confidențială, să spune valoarea. Ca la nuntă, la nuntă nu-ți mai spune cât e închirea, mă pui în plic și ai trecut. Vasilii, pentru dumneavoastră, din partea noastră. Așa, aveți o pachet acolo? Da, hai să vă pun. Doamne, felicitări, felicitări la tine, fii sănătos, te bucuri. Aici aveți cel mai frumos document, da, uite aici, placheta în care o disfaceți acasă și o studiați dumneavoastră ce scrie despre ea. Da. Chiviciul meu, mă gândesc cu ei. Deci, care doriți, vă rugăm să treceți prin dispensar, așa, într-o 2-3 minute, să vă faceți o părere, după care invitații mei de onoare, care știu cine sunt aceia, începem cu domnii preoți, care sunt prietenii mei tot timpul, apropiații, din Comuna Ungurești și părintele de la Paris, în mod special, ține să facă parte din echipa noastră de șoc, cum zicem noi, la momente de bucurie. Da. Mulțumim încă o dată și... Vă așteptăm la ora 5 la spectacol în parc. Am vrut să vă țin până la 5 în seara asta, dar zic că nu prea e bine să vă fie căldura asta. De asta am folosit momentul acum, da. Aplaudăm pe sărbătoriții noștri și la mulți ani pentru toată lumea. Da.